Angelica este prima și aceasta este minunată pentru sindromul colonului iritabil și de asemenea acționează ca antiinflamator și poate ajuta în cazuri de artrită. Brusture este a doua și aceasta este minunată pentru curățarea sângelui. De asemenea, este un foarte bun diuretic și este foarte des folosit pentru a trata eczemele, artrita și guta. A treia pe lista noastră sunt gălbenelele și acesta poate fi folosit atât intern cât și extern și este minunată extern pentru iritații, răni sau arsuri. După cum știm, crema de gălbenele este extraordinar de bună pentru aceste tipuri de afecțiuni. De asemenea, intern este bună pentru ulcere, efectul de reflux și este un foarte bun antimicrobian. Numărul 4 este mușețelul și acesta este foarte cunoscut și pentru un motiv întemeiat, pentru că este foarte bun în cazuri de insomnii, cu toții știm, o cană de mușețel ne ajută să ne calmăm și să adormim și de asemenea este foarte bun în tratarea anxietății și a stresului. Numărul 5 este rocoina și acesta nu este foarte populară, dar este extraordinar de bună pentru a curăța sângele și de asemenea este foarte bun dacă aveți deficiență de fier. Numărul 6 este păpădia. Aceasta este de asemenea o altă plantă care este foarte, foarte populară și are foarte multe proprietăți. Cea mai cunoscută fiind aceea de a încuraja un stomac sănătos și de a stimula digestia. Numărul 7 este echinacea și de asemenea aceasta este o plantă minunată și cu toții știm că este foarte bună pentru a combate răceala și gripa, pentru că echinacea stimulează sistemul imunitar și are un rol extraordinar de bun în a combate infecțiile. Numărul 8 este usturoiul. Acesta este un tonic extraordinar și ajută la îmbunătățirea circulației. De asemenea, cu toții știm că usturoiul este foarte bun în combaterea răcelii și gripei. Numărul 9 este ghimbirul. Acesta are foarte multe proprietăți uimitoare și o să enumăr doar câteva. Ajută la răul de mașină sau răul de transport, ajută la greață, îndepărtează greața, ajută la digestie, îmbunătățește digestia, și de asemenea stimulează circulația arterială și de asemenea este foarte bun în îndepărtarea infecțiilor. Numărul 10 este hibiscusul. Acesta are proprietăți antimicrobiene și ajută în cazul în care aveți colesterolul ridicat sau presiune ridicată, presiune arterială ridicată. De asemenea, este foarte bun pentru a îmbunătăți funcțiile ficatului și ale rinichilor. Numărul 11 este roinița și acesta este unul din preferatele mele. Are efecte foarte bune în cazuri de depresie și anxietate și de asemenea este foarte bun pentru a ajuta la la somn, promovează somnul. Numărul 12 este lemongrass-ul. Acesta are de asemenea foarte multe efecte benefice și o să enumăr câteva cum ar fi. Este benefic în durerile de cap, în cazul stresului, în cazul tusei, în cazul indigestiilor și de asemenea este foarte bun în cazul crampelor menstruale. Numărul 13 este urzica, care este o plantă foarte ușor de cules și de avut, de se poate noi o și mâncăm, se poate există și în formă, sub formă de ceai și este foarte, foarte benefică pentru sănătate, pentru că este pur și simplu încărcată de vitamine, minerale și clorofilă și ajută în cazuri de oboseală extremă sau de tensiune. Numărul 14 este valeriana și acesta este foarte cunoscut în a avea efecte foarte benefice împotriva insomniei, de aceea valeriana este unul din preferatele mele. Este de asemenea foarte benefic și în cazuri de crampe menstruale, dureri de cap, dureri ale corpului, dureri musculare, dar și în cazuri de anxietate.
Numărul 15 și ultimul din lista noastră este coada șoricelului. Acesta este extraordinar, poate fi folosit atât intern cât și extern și are proprietăți antimicrobiene, antiinflamatorii și ajută în cazurile în care aveți vânătăi, ajută la venișoare sparte și de asemenea este foarte bun în cazul hemoroizilor. Ok, aceasta a fost lista și acum vreau să ridic un degețel de atenție. Orice plantă, ca și orice medicament, nu vă gândiți că dacă sunt plante, nu au efecte secundare. Orice lucru punem în corpul nostru sau pe corpul nostru are efecte secundare. Deci, degețelul este, dacă sunteți însărcinată, alăptați sau aveți o boală pentru care urmați un tratament medicamentos sau orice alt tratament, înainte de a bea un ceai sau a aplica pe corp o cremă, vă rog să consultați medicul specialist. De asemenea, o altă mențiune pe care vreau să o ridic aici este, aici vorbim de plante medicinale și plantele medicinale sunt extraordinare pentru noi și pentru sănătatea noastră, dar nu vă așteptați la rezultate peste noapte. Nici un tratament medicamentos, dacă îl luăm, nu o să ne dea rezultate peste noapte, cu atât mai mult ceva care este natural. Dacă vreți să urmați un tratament cu una din aceste plante minunate, ceea ce vă recomand, acordați răbdare și urmați-l o perioadă lungă de timp și de asemenea, consultați medicul specialist sau urmați indicațiile de pe ambalaj. Ok, asta a fost tot. Sper că acest filmuleț v-a fost util și sper că v-a plăcut. Vă rog să nu uitați să-i dați un deget în sus. De asemenea, în cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog să nu uitați să vă abonați pe canalul nostru pentru a nu rata alte filmulețe și ne vedem în următorul. Pa!